Cristina, mulțumim. Accidente grave noaptea trecută pe șoselele din țară. În Suceava, o femeie a murit și un bărbat a ajuns la spital după ce mașinile pe care le conduceau s-au izbit frontal. Iar în Satu Mare, o mașină a ajuns într-un copac și alta în peretele unui magazin în urma unui accident. Accident cumplit în localitatea Slobozia Sucevei, în urma căreia cei doi șoferi ai mașinilor implicate au rămas încarcerați. Din păcate, o femeie a fost scoasă fără viață din mașină. Celălalt șofer a ajuns în stare gravă la spital. Polițiștii au deschis o anchetă. Accident spectaculos în Satu Mare. Două mașini s-au izbit violent, iar una a fost proiectată într-un copac, iar cealaltă în peretele unui magazin. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost zero.